Situație incredibilă într-un liceu din România. Două eleve au fost filmate de un coleg în timp ce prăjeau mici chiar în sala de curs. Grătarul era așezat pe o bancă lângă geam, iar pe fundal se aud vocile unor fete care avertizează că mirosul le-ar da de gol. Conducerea Colegiului Economic Partenie Cosma din Oradea a deschis o anchetă și a stabilit mai multe sancțiuni după ce au apărut imagini cu elevii unei clase a 12-a care prăjesc mici în sala de curs. Elevii au primit note scăzute la purtare, iar profesorii de serviciu, considerați indulgenți pentru că nu au luat măsuri, dau declarații și sunt pasibili de sancțiuni. Înregistrarea video a fost postată pe TikTok și transmisă publicației Bihoreanu de un cititor. Directorul școlii a confirmat autenticitatea imaginilor. S-a întâmplat acum vreo două săptămâni. A fost o chestie tipică adolescenților care vor să impresioneze pe anumite rețele de socializare și au adus un gril la școală, a declarat directorul Daniel Negrean. Potrivit acestuia, clasa în care s-a petrecut incidentul este una de-a 12-a, specializarea turism și alimentație publică. Am avut o săptămână de promovare a specializărilor școlii cu un târg al specializărilor și vizite ale elevilor de clasa a 8-a, iar elevii din această clasă s-au gândit să facă mici la școală, a mai spus directorul. Evident, elevii nu au cerut aprobare să gătească în clasă, de altfel nici n-ar fi primit. Atât elevul care a filmat scena, cât și cei care au prăjit micii au fost sancționați cu mustrare și scăderea notei la purtare. Cea mai dură sancțiune, nota 4, a primit-o chiar cel care a filmat, deoarece a comentat într-un limbaj vulgar neadecvat. Conducerea Colegiului din Oradea a deschis o anchetă după ce s-a aflat că profesorii care au fost de serviciu în ziua respectivă au simțit miros de mici pe coridor, dar totuși nu au luat nicio măsură. Ulterior, au încercat să mușamalizeze incidentul. Așadar, rămâne acum să dea declarații pentru că au fost prea indulgenți.